S-au dat câteva imagini din casă, ringul de dans era puțin cam goluț și ne-au arătat ce se mai întâmplă prin restul casei. Am surprins pe Antonio și Anemona stând pe canapele diferite, fiecare cu privirea și cu gândul în altă parte, dar la câteva minute distanță s-au întors pe ringul de dans și au fost destul de apropiați, așa cum ne-au. Obișnuit încă de la petrecerea de săptămâna trecută. Inițial, în prima parte a seriei, au fost destul de distanți, dar cred că nu își făcuse încălzirea Antonio, sau poate nu știu, după 12 noaptea lucrurile se întâmplă altfel au dansat îmbrățișați unul aproape de celălalt și am surprins și pe Maria cu Irina dansând la fel în aceeași poziție ca și Antonio cu Anemona. Amândouă zâmbeau, râdeau, parcă se simt foarte bine împreună în această seară fetele.